Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. De asemenea, vom lua și mesaje din oracolul Mesajele Iubirii. O să vi-l arăt imediat, l-am primit cadou de la o colegă. Da, aveți acolo link în descrierea videoclipului dacă vreți să accesați pagina ei și dacă vreți și voi un astfel de pachet. Nu mă întrebați de preț sau ceva pentru că eu l-am primit cadou, deci nu știu. Avem numărul 1, piatra verde, numărul 2, piatra roșie sau cristalul roșu, maroc, nu știu, la mine e roșu, dar. Deci poți să alegi intuitiv, poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani, sau poți să asculți ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Începem cu numărul 1, piatra verde sau cristalul verde. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo. E complet gratuit, ai link în primul comentariu dacă ești curios. Hai să vedem ce trebuie voi să știți, care sunt mesajele. Ok, deja a început citirea pentru numărul 1, da? Un drum lung, o hotărâre, cineva din casa ta de la drum care a avut o problemă sau are o problemă de sănătate, vrea să te revadă. Ce mai văd aici este o hotărâre importantă în legătură cu un drum. Poate discutăm de niște rude sau niște prieteni care se află cumva la distanță de tine și care iau o hotărâre să-ți vină în vizită. Da? Pentru tine, o persoană plăcută, da? Poți să fii într-o perioadă în care ești energic, ești pozitiv, vezi viața într-un mod frumos, dar văd și o persoană aici pozitivă, dulce, sensibilă, cineva care zic eu că ți este alături, care te sprijină, te ajută. Ia să vedem ce trebuie voi să știți. Avem noutăți plăcute, deci aici, uite, niște vești bune care apar de la o persoană foarte dragă inimii tale. Da? Poate să fie și o veste în dragoste. Uite că cineva te dorește, cineva vrea să te cunoască, cineva vrea să se apropie de tine. Și avem o veste despre un final. Deci aici tu vei primi niște vești extrem de interesante, cum că ceva s-a închis, ceva s-a finalizat, un proiect, o etapă, o situație, ceva anume. Da? Văd și un bărbat aici puțin gelos în legătură cu o relație. Sau persoana asta e geloasă. Pentru casa ta, un noroc mare. Să vedem ce este cu norocul, de unde vine și ce presupune. Norocul vine printr-un prieten sincer, o persoană care face drum către tine sau o persoană care este la distanță de tine. Pentru casa ta, văd o bucurie de departe. Este o persoană care ți este fidelă, este alături de tine și care. Știu eu, poate vrea să-ți vină în vizită sau poate te invită undeva. Da? Posibil și asta. În curând, lacrimi. Deci, cineva aici supărat sau poate intri în contact cu o persoană mai sensibilă din fire. Posibil și asta. Ia să vedem. De ce se referă lacrimi? Te dorește cineva, deci cineva care te dorește și care este înlăcrimat. Aici un bărbat matur care vrea să facă o schimbare, da? Dar să nu disperi. Uite, pentru că eu văd totuși o bucurie mare pentru tine. În curând. Și cineva te dorește, cineva vrea să-ți fie alături, cineva vrea să se vadă cu tine, mai poate să fie. Poate avea legătură cu o persoană supărată care vine și îți spune ceva despre dragoste. O scrisoare, da? Este o veste care vine.
În viitor, un noroc neașteptat. Hai să vedem și cu norocul ăsta. Este un noroc pe care îl ai la o zi sfântă, la o zi mare sau în cadrul unei petreceri, în cadrul unei întâlniri. Și aici mai avem noutăți la drum lung și un noroc aici legat de un drum. O întâlnire, o veste mai puțin plăcută și te vorbește cineva de bine. Deci aici, nu știu, e o întâlnire cu cineva. O întâlnire în cadrul căreia ai niște discuții interesante. Ce nu știi tu? O companie plăcută. Poate nu știi că doi oameni s-au întâlnit. Sau nu știi despre faptul că cineva se simte bine în compania ta. Poate este un prieten, poate este persoana iubită, cineva din jurul tău. Hai să vedem. Ce e cu compania asta plăcută? Ei, e o persoană vicleană aici care simte eu că are o întâlnire sau vrea să se vadă cu tine pentru că are un interes. Mai poate să fie, da? E cineva care vrea să-ți facă o surpriză în legătură cu o situație. Ce nu știi tu, sau mă rog, ce nu știi, ce, pe neașteptate ce este, văd aici un cadou. Deci primești un cadou sau ai parte de o surpriză destul de interesantă. Ia să vedem. Ei, este un cadou legat de o casă străină și proces și judecat. Deci poate o hotărâre care se ia într-o casă străină, la o zi sfântă, poate are legătură și cu o zi de naștere a unei persoane. Da? Și este cineva aici care o să vrea să te revadă. Deci pe neașteptate cineva vrea să te revadă. Tocmai pentru a avea o discuție, văd aici clarificatoare, pentru a da un verdict. Ce o să te mire în toată situația aceasta este că tu aici vei reuși ceea ce gândești. Și hai să vedem despre ce este vorba. În legătură cu un bărbat matur sau în legătură cu o situație care durează de mult timp. Ce o să te mire e că se rezolvă un conflict aici, care e de mult timp. Ce o să te mire? Ia uite, avem aici intrigi între femei. Deci o să reușești ceva. În legătură cu o persoană matură, cred eu că este vorba despre un bărbat, da? Și apare o tranziție, o schimbare, ți se realizează dorințele, îți vine cineva în vizită. Deci asta o să te mire pe tine. Hai să clarificăm puțin povestea. În primul rând vreau să văd ce nu știi tu, ce e cu întâlnirea asta, ce e cu situația asta. Hai să vedem numărul 1. Cavalerul de monede, deci ceva aici ce se pregătește poate pe muncă. Cineva care vine și îți face o ofertă. Cineva care vrea să te cunoască mai bine. E cineva care amână un anumit lucru. E o persoană care negociază, mai poate să fie. Și cineva care cumva e prins aici între două situații. Ia să vedem, avem un 7 de spade. Cineva nu e drept, nu e sincer, nu e corect. Justiția, asul de cupe, da? Uite, cineva nu-i drept, nu-i corect. Este o hotărâre care undeva se ia și care e surprinzătoare. Poate e ceva legat și de o femeie. Hai să vedem pe neașteptate, da? Ce e cu acest cadou, ce e cu revederea asta, ce e cu situația asta. Ei, pe neașteptate, văd aici o persoană, cineva care te-a supărat sau cineva care are niște regrete în legătură cu ceea ce a făcut și care, uite, vrea să clarifice o poveste, vrea să pună punct la o situație, vrea să clarifice ceva important. Pentru unii văd o legătură cu zodia Scorpion, Leu, Berbec, Săgetător, Taur, Fecioară, Capricorn. Foarte interesant. Deci, persoana, deci
pe neașteptate, un bărbat, o persoană din viața ta, da, pune capăt la o situație ciudată și o să rămâi surprins. E ca și cum persoana asta nu mai poate, își face tot felul de gânduri și atunci acționează. Ce o să te mire în toată povestea asta? O bucurie pentru tine sau bucurii care vin din două părți. Cineva care reușește să se împartă între două lucruri, două situații diferite, două lucruri ciudate. Hai să vedem. 6 de monede. Eu cred aici că o să rămâi foarte surprins de atitudinea sau de reacția unui bărbat sau a unei persoane din jurul tău. Poate să fie vorba și de o rivală sau de o așteptare care e aici de mult timp. E o ceartă, e ceva. Și apare lumina de la capătul tunelului. Afli un adevăr. Da, hai să vedem puțin și mesaje, da, din partea acestui oracol, da, așa arată mesajele iubirii. Hai să vedem. În primul rând, ce nu știi tu aici? Să vedem ce spune oracolul. Avem așa, cineva care zice, toate lucrurile îmi aduc aminte de tine, nu mai pot să te iubesc. Doare prea tare. Foarte interesant. Cineva care nu mai poate. Cineva care nu mai rezistă. Nu vreau să te împart cu nimeni. Deci are loc o astfel de discuție undeva. Tu nu știi lucrurile astea. Hai să vedem pe neașteptate ce se întâmplă. Pe neașteptat, uite, cineva zice așa, nu știi cât de greu mi-a fost să renunț la tine, nu mai am niciun cuvânt să-ți spun. Deci, pe neașteptat, cineva pune punct la o situație, poate la o relație cu tine, poate o colaborare, poate este vorba despre finalizarea unei situații ciudate. Cineva e nevoit să aleagă, cineva e nevoit să acționeze. Poate este cineva care a renunțat la tine și acum se întoarce din trecut. Vreau să te simt din nou, te caut peste tot. Ia să vedem noi și ce o să te mire în povestea asta, că mă interesează. O să te mire faptul că cineva îți va spune că doar lângă tine pot să fiu eu, adică cineva care zice că doar alături de tine se simte autentic, se simte sincer, doar lângă tine, da, poate să se simtă în siguranță. Hai să vedem totuși despre ce e vorba, încă un mesaj mai vreau. Două mesaje au ieșit. Păcare aici, o să rămâi surprins, da? O să rămâi surprins. Na, aici o să rămâi surprins de declarațiile pe care cineva ți le va face, da? Poate să fie aici și o situație tensionată, deci e cineva care nu e decis. Dar este cineva care îți va face o declarație, poate o declarație de dragoste, da? Cineva care îți spune că te-am iubit foarte mult, nu pot să schimb lucrurile, deși mi-ar plăcea, dar nu vreau să te împar cu nimeni. Deci, e ca și cum, știu, cineva aici se trezește la realitate. Pentru cei singuri, vedeți că sunt șanse să apară cineva, dar eu văd și o persoană din trecut care se poate întoarce. Acum, na.
Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final și să ne revedem cu bine și data viitoare. Vă invit cu drag și pe aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă invit cu mare, mare drag acolo, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și vă aștept cu drag și la numărul 2 dacă sunteți curioși. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales cristalul roșu, da? Hai să vedem pentru voi ce mesaj are tarotul. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire cu un astfel de tarot, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo dacă ești curios sau curioasă. Hai să vedem, dragii mei, ce mesaj avem. Ce trebuie să știți? Ce trebuie să știți? Mesaj. Bun, au ieșit deja 3 cărți. Se pare că a început citirea. Sunt multe mesaje pentru numărul 2. Oh, o surpriză, o casă străină. Uite aici, e cineva care vrea să te revadă. Este cineva care vine către tine. Poate îți dă un mesaj sau te surprinde. Este vorba despre o femeie matură, o femeie asumată, o femeie care are o experiență de viață. Pentru tine avem o petrecere, o amiciție, la o petrecere la care mergi. Sau oameni buni care îți sunt alături. Poate să fie și un moment în care sărbătorești ceva anume, se rezolvă o anumită situație. O surpriză, o casă străină, nu știu, cineva te invită la o petrecere, la o zi de naștere sau poate vrei să ieși undeva, să te întâlnești cu niște oameni, poate îți vine cineva în casă. Și e ceva ce are legătură cu un bărbat, cu un bărbat matur. Pentru casa ta, musafiri, ia uite, sunt persoane care îți vin în vizită, oameni care vor să îți calce pragul casei sau poate tu ești invitat undeva ca musafir. Și uite, ai aici o invitație, lacrimi și te vorbește cineva de bine. Uite, aici ai niște discuții interesante pe care le ai în casa ta, în familia ta. Văd și o persoană puțin înlăcrimată, puțin supărată, cineva care poate are nevoie de o ghidare, are nevoie de un sfat sau poate chiar tu, cine știe, te vezi cu cineva. În curând, o veste bună pentru tine. Și o bucurie mare, deci o veste extraordinar de benefică pentru tine. Este o veste de la drum sau cineva care vine de la drum către tine. Și e ceva legat, uite, de un bărbat mai tânăr sau e un bărbat cu un aspect fizic mai tânăr și avem cununie relație, deci cineva care își dorește o relație sau poate este cineva care se află într-o relație și îți dă o veste. În viitor, gelozie, deci cineva care este gelos sau poate gelozia este din partea ta, ia să vedem noi, și avem ești lăudat, ești onorat. Ești lăudat, onorat. Noroc. E ca și cum cineva e gelos pe tine, cineva e invidios pe tine. În viitor. Ce nu știi tu e să nu disperi, da? Hai să vedem la ce se referă. Cineva vrea să te revadă. Și că să nu disperi că cineva vrea să te revadă și cineva vrea să-ți dea o veste onorabilă. Cineva vrea să comunice cu tine. Are legătură cu un conflict aici într-o poveste de iubire sau poate să fie o persoană care te apreciază, cineva care are sentimente față de tine, doar că este mai imatur, să zic așa, din fire. Da? Pe neașteptate, o tranziție, o schimbare.
piedici și o scrisoare. Deci se schimbă ceva în legătură cu un blocaj, în legătură cu niște mesaje. Și ce o să te mire? Avem un noroc mare. Un noroc mare în legătură cu o companie plăcută și cu o veste despre un final. Deci aici o să te mire faptul că te vezi cu cineva, ai o discuție și e o veste care ține de o închidere, de un final, de ceva care zic eu că începe să arate altfel. Uite, are legătură cu o persoană vicleană, da? Tot apare bărbatul ăsta matur, nu știu ce-i cu el, ori el are niște probleme, ori e vorba de cineva nou, ori... Hai să clarificăm puțin, vreau să văd ce nu știi tu aici, ce spune tarotul. Cineva care are speranța să se vadă cu tine, da? Nu știi despre cineva, nu știu, consideră că îi se face o nedreptate. Sau cineva care are niște probleme cu legea. Pentru unii puteți să aveți o legătură cu zodia Balanță. Poate nu știi că cineva se simte bine, e mulțumit, e împlinit. Turnul, da? Deci e o rupere aici care apare, e o discuție, e ceva ce se petrece, dar tu încă nu știi de aceste lucruri. Să vedem pe neașteptate. Patru de cupe, trei de cupe, cavalerul de spade. Uite, pe neașteptate, tu aici poți să primești o veste în legătură cu o petrecere, în legătură cu o situație anume. Poate are legătură și cu un triunghi amoros pentru unii, poate sunteți prin astfel de situații. Și pe neașteptate ceva nu o să placă unei persoane, cineva va reacționa agresiv, ciudat. Are legătură cu un blocaj legat de dragoste sau cineva care nu vrea ceva serios, nu vrea ceva stabil. Și ce o să te mire în toată povestea asta? Hai să vedem ce o să te mire. Pajul de cupe, da? O invitație pe care o primești. Asul de bâte, 6 de cupe. Poate o să rămâi surprins, da, de un nou început care apare în viața ta. O nouă persoană, o nouă relație, o resetare a unei situații. Și eu văd clar aici un final și un nou început. Are legătură, uite, cu un 5 de bâte, adică cu o luptă, cu o concurență. De asta zic că unii poate, nu știu, mai flirtați cu cineva sau poate este o concurență undeva anume. E o situație care, uite, durează de mult timp și cineva tot jonglează, tot negociază. Poate ce o să te mire este ceva ce o să afli în legătură cu un copil. Steaua și îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni, zodia Vărsător. Poate este o alegere pe care cineva o face și care te surprinde. Alegerea ține de niște probleme mari pe care cineva le are, fie cu legea, fie cineva care a făcut o nedreptate. Și este ceva legat și de bani aici care o să te surprindă. Hai să vedem mesajele iubirii, ce spun. În primul rând aici, ce nu știi tu. Ia uite, s-au întors două cărți. Și avem așa. Mă gândesc la tine non-stop. Mi-a fost teamă să nu mă părăsești. Deci, e ca și cum tu nu știi aici că cineva face o nedreptate sau cineva are niște probleme, cineva minte, doar că omul ăsta zice că mă gândesc la tine mereu și că mi-a fost teamă să nu mă părăsești. Cineva zice regret, dar regret că te-am rănit. Te doresc.
iartă-mă, da? Deci aici să știi că cineva face ceva și, nu știu, îi pare rău, îi pare rău. Hai să vedem pe neașteptate, pentru că aici, clar, apare o veste de blocaj, ceva care schimbă lucrurile. Pe neașteptate, uite, cineva zice așa, că nu e vina ta, iubește pe altcineva. Îmi imaginez că îmi vorbești prin muzică, da? Și încerc să te fac gelos sau geloasă pentru a crede că sunt bine fără tine. Deci, aici, pe neașteptat, o să rămâi tare surprins de declarațiile unui om în legătură cu tine. E cineva puțin orgolios, cineva care parcă așteaptă să-i dai semne, așteaptă să comunicați. Să vedem ce o să te mire în toată situația asta. O să te mire că cineva, nu știu, o să-ți spună ceva de genul: sper că într-o zi o să mă poți ierta, nu vreau să te uit, aș rămâne prea gol. Deci, cineva aici care vrea să renunțe la un lucru, cineva care vrea să pună stop într-o situație, mai văd, da? Uite, o să te mire cineva care zice că te iubește. Așa, o să rămâi surprins că cineva o să zică că oricât aș vrea, eu nu mă pot schimba. Deci este cineva căruia o să-i pară rău pentru o decizie, dar zice că oricum ar fi, nu se poate schimba, așa este el sau așa este ea. Cineva care are sentimente, te dorește, regretă dacă te-a rănit, doar că, na, ți-am zis aici că o să afli niște lucruri care o să te surprindă destul de mult. Cineva care o să zică nu mai are rost. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și de asemenea îți reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. O zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc.